Vă salut, ciobănaș, astăzi, imediat. Vă salut, ciobănaș, astăzi venim cu oile aici la umbră. Zilele trecute am găsit niște nailon, nu știu câți metri, 2 metri, 3, 2 metri jumate, cred că sunt. L-am desculcit eu săptămâna trecută și săptămâna asta am văzut să mai aici pește. Am pus un băț, am luat un de ăsta de la fermoarul de la ghiozdan, un ac de siringă, pusem pe internet și încercam să vedem dacă prindem un pește. Am adus niște porumb și vedem acum. Să bag imediat un pop de porumb și o să vedem dacă prindem ceva. Am aruncat și vedem acum dacă prindem ceva. Jos să văd pești, dar e clean, în special clean. Văd că de tras trage. Vedem dacă și prindem ceva. Să dăm acă mai mare. Am oprit filmarea și am prins primul pește. Un clean. Un puie de clean, o să-i dau drumul imediat. Dar nu știu cum să pun filmare. Să pun telefon de fapt. Și vedem dacă mai prindem ceva. Din păcate mi s-a rupt invenția. Așa că nu mai pot să pescuiesc. Oricum, și așa stăteam degeaba aici pe lângă voi. Câteva ore stau, nu fac nimic, așa că de plictiseală am încercat să văd dacă merge la pescuit. Și am prins un pește. Am mai avut unul, dar nu s-a prins destul de bine pentru că acum nu are opritorul ăla, ca să nu mai poată să iese peștele. Și a putut să iese. Pești sunt, nu știu dacă se văd prin apă. Sunt, dar... Na, oricum, de plictiseală. Și dacă era mai mare, tot i-aș da drumul, pentru că n-am ce să fac cu el. Eu ajung târziu acasă, nu am o să-l gătesc sau așa, nu fac de-astea. Dar am vrut să văd dacă merge metoda asta. Pești sunt, dar nu se văd, pentru că aduce aici, aduce ceva, e o groapă, e ceva de, e mare apă aici. Aici e mai neagră și în partea la întâi curată. Poate acolo o să văd că iasă un pic la suprafață. E ieșit la ciugulit. Sunt și mai mari și mai mici. Oricum, de plictiseală. Cât am stat jumătate de oră. Am prins un pește, așa că mă declar mulțumit. Ori stăteam aici și pescuiam, ori stăteam la umbră undeva și mă uitam pe telefon, tot aia. Cam atât în vlogul ăsta. Eu cred că s-a mișcat un pește mai mare acolo. A lucit, cred.